Televiziunea Română, întâlnirile JTI și Fundația Art Production vă recomandă garantat 100%. Salutare, salutare la toată lumea, bine v-am regăsit la Garantat 100% Invitata noastră din seara asta este de trei ori cea mai bună, cea mai importantă, cea mai spectaculoasă jucătoare de handbal a lumii, Cristina Neagu Bună seara Cristina, bine ai venit la noi Bună seara, bine v-am găsit Și mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră Mulțumesc și eu pentru invitație Cristina, uh, direct, cum era copilăria ta de pe lângă Ghencea, din Ghencea? Păi, să spunem așa că îmi plăcea foarte mult sportul încă de când eram uh -huh. foarte mică. Nu știam ce, ce era handbal, în schimb, jucam fotbal în curtea școlii. Jucai fotbal? Jucam fotbal, jucam basket, alergam toată ziua, îmi plăcea foarte mult să fac mișcare. Și într-o zi, cred că eram pe la sfârșitul clasei a patra, a venit antrenoarea prima mea antrenoare, Maria Covaci, la noi în clasă și a zis, copii, cine vrea să facă handbal, Facem niște, niște ore aici la școală. Știi aici ce e handbalul? Habar n-aveam, nu văzusem niciodată, nu auzisem. Să veniți mâine, cine vrea să vină. Am dus și eu, zic, să văd ce, ce se întâmplă cu, cu handbalul ăsta. Și a fost așa, un fel de dragoste la prima vedere. Am intrat în sală, am văzut mingile și m-am uitat așa, am luat o minge, zic, a, interesant, am început să mă uit la antrenament. După aia a fost rândul nostru și... Îmi plăcea foarte mult tot ce făceam și mi se părea că aveam așa un oarecare talent pe care nu-l știam, nu-l cunoșteam. Mm -hmm. Și, mă rog, din momentul ăla am plecat acasă și m-am gândit, ok, asta e ce-mi ce doresc să fac. Pur și simplu, după un antrenament mi-am dat seama că e ceea ce îmi doresc să fac în, în viața mea. Și, normal, am continuat să merg a doua zi, a treia zi și la toate antrenamentele care se făceau și... Ai trăit viața aia specifică de cartier, prieteni de cartier, prieteni de bloc, stat la scara blocului, jucat în fața scării, povestit cu... da? Da, normal și sincer vă spun că mă bucur foarte tare că am prins acea perioadă a copilăriei, pentru că știm cu toții ce se întâmplă cu copiii din ziua din de astăzi. Și într-adevăr, petreceam foarte mult timp în fața blocului, în spatele blocului, la școală, mergeam practic acasă doar să, să mănânc, să, să, mă schimb. Săteam foarte mult cu copiii din bloc și de multe ori când merg acum acasă la ei mei, la părinții mei, Mă întâlnesc cu, cu toți care mă jucam în zilele e, acelea și... Asta mă interesează, mai ții legătura cu copiii cu care te jucai acolo, cu cei care erau nu, copii Nu, nu prea țin tine. legătura, dar de fiecare dată când merg acasă și mă întâlnesc, vorbim pentru că toți îmi spun că mă urmăresc, uh -huh. ce mai fac și normal că ne oprim și mai mai, mai stăm puțin la discuții tot în fața blogului și face plăcere, sincer, pentru că eu nu, nu uit de, de unde am plecat. Te-ai gândit vreodată, nu neapărat la primul antrenament, ci un pic mai târziu? Te-ai gândit vreodată la ceva care ar putea să sune așa? Fac o carieră sportivă de succes și ies din lumea asta? Uh, m-am gândit că îmi doresc o carieră sportivă de succes. La asta m-am gândit și după vreun an de handbal așa, mi-am dorit să fiu cea mai bună în ceea ce fac. Și mi-am fixat asta uh -huh. ca obiectiv și. La 10 ani de când m-am apucat de handbal, am, am reușit lucrul acesta. Uh, acum, uh, eu cred că am o, o carieră de succes, și am niște ani în spatele meu care, care sunt de succes, și îmi doresc în continuare. Cât, uh, cât mai joc handbal, îmi doresc să fac performanță, și probabil că momentul în care voi, voi spune stop va fi datorat doar problemelor medicale, nu pentru că nu mi-aș dori mm -hmm. să, să fac în continuare. Știi ce e foarte interesant? Ai câștigat de trei ori titlul de cea mai bună handbalistă a lumii, dar ai mai puține titluri cu echipe. E un, totuși un joc de echipă. Cum se întâmplă lucrul ăsta, Cristina? Da, nu știu dacă e neapărat uh, interesant. Um, pe mine mă doare, într-un fel, lucrul acesta, pentru că, exact cum spuneți, este, este un sport de echipă și îmi doresc foarte mult să fac performanță cu, cu echipa, cu echipa de club cu care cea mai mare performanță pe care pot să fac este câștigarea Ligii Campionilor, exact. și mai ales cu echipa națională. Este visul copilăriei mele să câștig o medalie de aur cu echipa națională. Dau de fiecare dată tot ce pot și fac tot ce pot pentru, pentru lucrul acesta, dar deocamdată nu nu, nu am reușit, nu s-a realizat acest lucru. Sper în continuare, cât, cât mai joc handball, să, să obțin acea medalie de aur, m-aș mm -hmm. considera cu adevărat împlinită. Te-ai gândit vreodată, la modul cel mai cinstit, și asta nu înseamnă să ofensezi pe nimeni, Îmi Întreb foarte serios lucrul ăsta, te-ai gândit vreodată, sunt mai bună decât echipa în care joc? Mi-ar trebui o echipă națională mai bună ca să obținem rezultate? Nu, nu m-am gândit la lucrul acesta și eu cred că un jucător foarte bun, un lider adevărat, îi face și pe ceilalți uh -huh. de lângă el să, să fie buni. Uh, am avut momente... Cu echipa națională, în care am fost foarte aproape să, să jucăm finala de campionat mondial, și probabil că am fi și câștigat aurul. Însă, uh, sunt, din păcate, sau mă rog, uh, echipe foarte bune în, în circuit, echipe naționale foarte bune care uh, nu-ți permit uh, lucrul acesta. Dar nu, nu m-am gândit niciodată și de fiecare dată când am jucat pentru echipa de club, pentru echipa națională, am încercat să-mi ajut colegele, pentru că, repet, eu cred uh -huh. că un lider uh, îi face și pe ceilalți de lângă el să, să fie buni. Hai să mai rămânem un pic aici, dar te-ai gândit vreodată, dau un exemplu concret. Te-ai gândit vreodată la faptul că ai vrea să joci într-o echipă cum e cea a Norvegiei, de exemplu? Să zici, uite, eu am statutul meu de jucătoare. Dar partenerele mele sunt foarte puternice dacă ar fi alea din echipa națională a Norvegiei. Te-ai gândit la lucrul ăsta? Nu, nu m-am gândit nici la asta pentru că iubesc țara în care m-am născut, iubesc oamenii cu, cu care joc, deci nu, nu. nu. Cred că inclusiv colegele mele pot ajunge la un moment dat la un anumit nivel la care noi putem câștiga medalia de aur și nu-mi nu doresc și nu mi-am dorit niciodată să mă fi născut în altă țară. Există de foarte multe ori ceva ce ne frustrează pe toți. Toți ăștia care avem microbul sportului, avem problema asta. Momentul în care compatrioții noștri se opresc într-un loc. Și momentul ăsta se întâmplă destul de des în ultimii ani. Și stăm și trăim cu nostalgia marilor succese din urmă cu nu știu câți ani. De ce crezi că există blocajul ăsta? Discuți cu prietenii tăi despre așa ceva? Uh, da, dar eu nu sunt... Uh persoana care să-i critice uh -huh. pentru că și eu sunt în, în același loc și știu că și alți oameni se uită la mine și probabil același lucru îl gândesc despre mine exact. de multe ori și eu cred că totul se întâmplă la nivel psihic. E, e foarte important să, să ne pregătim psihic, pentru că, bineînțeles, dacă luăm handbalul de exemplu, și sportul pe care îl practic eu. Sunt sistemele de joc, sunt, nu știu, infrastructura, uh -huh. sunt nu știu, pregătirea și bo, elementele care sunt poate mai bune decât în, în țara noastră. Ok, pot să înțeleg lucrul ăsta, dar când văd așa echipe gen Norvegia mi se da. pare că văd mentalitatea de învingători în, în, în ochii lor văd că fetele alea intră pe teren să câștige orice meci și nu contează că minutul 40, 50, 59 ele vor să câștige meciul și nu cedează nicio clipă. No, de ce nu ne iese chestia asta, Cristina? Ne-a ieșit și nouă, dar mai rar. Din păcate, cred că noi românii de multe ori ne mulțumim cu puțin. Și trebuie să spun lucrul ăsta pentru că am simțit uneori și eu lucrul acesta, eu nu știu, am totuși o experiență de, de vreo 10 ani la, M -m. la cel mai înalt nivel și am simțit lucrul ăsta. Eu cred că mentalitatea de învingător e foarte importantă în orice faci. Nu știu, dacă mă întrebați pe mine de la antrenament, la orice joc, la antrenament, orice joc amical cu echipe mai slabe, indiferent eu vreau să câștig. Pentru că așa, și în timp se formează mentalitatea de învingător. Nu te gândești. Nu contează cum am jucat azi, e ok și dacă am pierdut, lasă-mă să mă concentrez pentru următorul mm -hmm. meci. Nu, trebuie să creezi un precedent. Și apoi când joci cu echipe puternice, ele știu, ok, fetele astea au venit să câștige. Nu. Și dacă ajung în finale, ele se mulțumește să fie pe locul 2. Nu. Eu cred că e foarte important să, să fii motivat și să știi de ce faci un lucru. Mm -hmm. Eu cred că asta e foarte important. Pregătirea psihică e, e, extrem de importantă. E important să fii motivat și să știi de ce intri pe teren. Pe de altă parte, la categoria lucruri foarte bune, echipa națională de handbal a României este singura echipă din istorie care s-a calificat la toate edițiile de campionat mondial. 22, cred că sunt de ediții. E o performanță excepțională. Adică, totuși, e singura din lume. Avem cea mai bună jucătoare a lumii, de trei ori cea mai bună jucătoare a lumii. Ce ne ține, Cristina? Adică, ce se întâmplă în momentul în care se pierde un meci? Există vorbele alea obișnuite de la sfârșitul oricărui meci. Poate că nu ne-am dorit suficient victoria, poate că am fost mai obosite, poate nu ne-am concentrat. Dar ce se întâmplă de fapt acolo? Despre ce vorbiți după ce se pierde un meci? Da, aici aș putea să vă dau mai multe exemple. De exemplu, în, la, în 2015, la campionatul mondial, a fost o competiție de două săptămâni. În prima săptămână, echipa României a pierdut trei meciuri la rând, cu adversarii notabili practic, din grupă, după care noi ne-am așezat așa, într-o cameră și am stat de vorbă. Și fiecare dintre noi și-a spus părerea, fiecare a spus ce o doare, ce nu-i uh -huh. convine, și așa mai departe. Aha. Și am început să spunem fiecare ce, ce gândim. Iar eu am început această ședință și am spus, poate că uneori aveți impresia că eu pot să joc singură și pot să fac uh, multe lucruri pe teren de una singură. Spun, nu este adevărat. Eu am nevoie de fiecare dintre voi în egală măsură în care voi aveți nevoie de mine. Și la un moment dat s-a produs așa un șoc, pentru că fetele chiar credeau că eu pot să fac aproape totul de una singură. Și când am spus, ok, eu am nevoie de voi, în primul rând, pentru că suntem o echipă și atâta vreme cât fiecare dintre noi o să joace la potențial maxim, atunci noi ca echipă o să fim la un potențial maxim care se poate bate cu orice națională din lumea asta. Și mă rog, am, am discutat toate, uh, au fost multe emoții, multe dintre fete au plâns, uh, multe au spus de fapt ce, ce probleme aveau, că nu se simțeau bine în echipă, cu anumite colegi, cu antrenorul, în fine. Și am stabilit a un lucru după acea ședință și am spus, ok, nu ne mai gândim la medalii, nu ne gândim la nimic. Jucam a doua zi împotriva Braziliei, uh, campioana da. mondială în titlă, și am zis, ok, nu ne gândim la nimic ne gândim să dăm totul mâine pe teren și când ieșim de pe acel teren să spunem au fost mai bune, noi am dat tot ce am putut, au fost mai bune. Și asta am făcut și am intrat pe teren și probabil dacă jucam trei zile cu Brazilia n-aveau -aveau cum să ne bată pentru că Eram extrem de motivate, și într-adevăr, fiecare jucătoare a înțeles ce rol are în echipă, uh -huh. și fetele care jucau mai puțin au înțeles că sprijinul lor e foarte important pentru fetele care sunt pe teren, și, și apoi am jucat ca o echipă adevărată. Întrebare: de ce nu se conservă starea asta, Cristina? Prin ce găuri se scurge, de dispare starea asta? Da, întrebare foarte bună, tocmai pentru că după șase luni noi am mers la Rio. Aceeași echipă, aceleași fete aceleași discuții le-am avut, am încercat să ne motivăm ceva s-a pierdut. Nu știu ce exact, poate pentru că am avut niște meciuri de calificare înainte de olimpiadă, nu am fost toate jucătoarele prezente, pentru că antrenorul a vrut să ne protejeze pe câteva uh -huh. dintre, dintre noi, au jucat uh, niște fete mai tinere. Uh, conexiunea dintre ele n-a fost atât de bună. Uh, nu știu, nu s-au mai întâlnit să discute atât de mult pe cât o făceam noi uh -huh. înainte. Au zis că ok, noi nici nu o să mergem la, la Rio, vor veni celelalte fete. Mă rog, și nu am mai fost conexiune atât de bună la, la echipă. Apoi, o lună de zi, noi ne-am antrenat individual și ne-am întâlnit în, în luna iulie, cu trei săptămâni înainte de, de Olimpiadă. Mi-amintesc că am participat la un turneu în Norvegia și am jucat foarte prost și ne-am panicat. Noi, ca și echipă, ne-am panicat pentru că ne-am dat seama că lucrurile nu mai merg cum mergeau acum șase luni sau trei luni când ne-am calificat la Olimpiada și am început să discutăm care sunt problemele și așa mai departe. Dar, nu știu, nu, nu am reușit să, să ne strângem ca echipă ca la campionatul mondial. Apoi, intervin și aceste probleme de organizare. Am plecat la Rio cu cinci zile înainte de competiție. Da. Nu eram așa foarte obișnuite cu fusorar. Uh, intervin uh, probleme astea de antrenament, toată lumea s-a antrenat la 100% în programul individual. Sunt, sunt mai multe lucruri că, din punctul meu de vedere, am prins niște generații extraordinare în începuturile mele uh, la echipa națională. Și mereu m-am întrebat de ce toți antrenorii din străinătate spuneau aveți o, o echipă extraordinară, nu înțelegem de ce nu jucați la fiecare campionat pentru medalii. Dar aici intervin și, nu știu, condițiile de pregătire, antrenorul, care din punctul meu de vedere este extrem de important când ai un lot bun, practic antrenorul e cel mai important. Antrenorul e cel care trebuie să știe să facă echipa, să joace ca o echipă, pentru că altfel degeaba ai adus toate jucătoarele din lume, pentru că dacă ele mm -hmm. nu reușesc să joace ca, ca, o echipă și să fie motivate și să dea tot ce au mai bun pe, pe teren Se împreună. rezolvă treaba asta cu antrenor străin? Uh, din punctul meu de vedere, da uh -huh. Pentru că eu am lucrat și cu antrenorii români am Lucrez în prezent cu cei străini Și pot să spun că e altfel E altfel E un alt sistem Ce e altfel fundamental, Cristina? Nu te întreb tehnic ce e altfel Te întreb ce e psihologic altfel cu un antrenor străin Ai sunt mici diferențe, pot să spun Deci nu cred că e neapărat uh, vorba de știut handball uh -huh. mai mult Însă e, nu știu, e programul, libertatea, responsabilitatea pe care ți-o oferă, uh, libertatea de a-ți exprima opinia, dar poți să-ți exprimi opinia și nu vine a doua zi să-ți reproșeze lucrul ăla pe care l-ai spus. Și lucrul ăsta e foarte important, pentru că jucătoarele din România nu au curajul să-și exprime părerea în fața antrenorilor din România, pentru că li, li se reproșează acele lucruri, nu știu, la o ratare, la un meci pierdut, nu contează. E, și eu am experimentat treaba asta pentru că în 2015, când a venit uh, Thomas Ri de la, la, echipa națională, uh, era foarte surprins de ce noi nu vorbim la ședințe. El era genul ăla, ok, după antrenament, mi-e trebuie feedback, să vedem, v-a plăcut, nu v-a plăcut, cum vă simțiți, cum e combinația asta, cum e sistemul ăsta. Toată lumea tăcea din gură. Și am luat frumos de și de sens, Thomas. Trebuie să înțelegi că la noi în România libertatea la, la exprimare e tot timpul jucătorilor li s-a reproșat dacă au spus ceva, și apoi fiecare preferă să stacă din gură mm -hmm. pentru că se gândește de ce să-mi fac eu probleme, când pot stac din gură, să fac ce îmi spune antrenorul, pentru că așa suntem obișnuiți din păcate. Suntem așa trăim oarecum într-o cutie din care ne e frică să ieșim, pentru că acesta este sistemul. Vezi, foarte interesant, cred că asta se întâmplă și, cred, sunt sigur că asta se întâmplă și în alte sporturi. Unii spun așa, nu le da nas jucătoarelor, ale trebuie terorizate acolo să-și facă treaba. Alții spun, tipul ăla de cultură ar trebui să se încheie, ar trebui să vedem ce fac alții, pentru că libertatea sportivului, libertatea individului contează enorm de mult. Am senzația că în multe alte sporturi nu înțelegem lucrul ăsta, că, de fapt, așa cum spui tu, responsabilizarea sportivului pur și simplu îi propulsează personalitatea. Practic, asta și face. Exact. Și sunt sigură că asta se întâmplă și, și în alte sporturi. Și, din păcate, asta este o hiba sportului românesc și nu reușim. Deci, noi uh -huh. nu mai reușim în sportul românesc să avem rezultate excepționale decât odată la. Ani. Cristina, ce faci dacă cineva vine și spune așa, vine un antrenor acum și spune, Cristina Neagu, teoretic, ai dreptate. Dar ia vină tu la mine, la echipă, să vezi ce înseamnă dacă le dau libertate jucătorilor sau jucătorilor. Nu-i mai prind la antrenamente, vin obosiți după petreceri, n-au cultura de a fi un sportiv. Vină tu și pune-te în locul meu și să vezi ce o să zici a doua zi. Ce o să răspunzi? Uh, o să răspund că într-o mare parte înțeleg. Pentru că au și ei dreptatea lor, dar nu știu, trebuie pornit totul de la, de la copii, de la juniori mm -hmm. și apoi, ok, ajungi la seniori, ai o echipă, nu știu, poate sunt jucătoare între 20 și 25 de ani, normal, e vârsta, vor să ia, să le dai libertate să, și le spui, mâine va antrena singure, dacă au și să zică, ok, uh, poți să azi, nu contează, nu trebuie neapărat să merg la sala de forță, că nu o să se întâmple nimic dacă lipsesc de la antrenament. Lucrurile astea se pot întâmpla, e adevărat. Dar la început trebuie să existe o balanță. Deci nu poți de la comunism uh -huh. să treci pur și simplu la, la libertate. Ca nu, trebuie oră. să existe un pic o balanță la început. OK. Încep într o sună de antrenament. Aveam 10 antrenamente. Facem fetelor Săptămâna să facem 8 antrenamente, vreau să aveți liber, dacă vă antrenați azi bine, mâine aveți liber, o să vedeți, încercăm să schimbăm uh -huh. lucrurile ușor, ușor. Deci e clar că lucrurile nu se pot schimba dintr-o dată, pentru că exact la, la asta o să se ajungă. În momentul în care ai plecat din România și ai trăit experiența de a juca în străinătate, te-ai gândit la lucrurile astea? Ți-ai spus vreodată, trebuie să plec de aici ca să mă dezvolt mai mult ca sportiv? În momentul în care am plecat de la, de la Vâlcea m-am plecat oarecum forțată de, de situație pentru că clubul se destrăma, da. eram accidentată, eram practic într-o situație o foarte, acolo, foarte da? grea. Deci în momentul ăla nu mă gândisem că vreau să plec. Uh -huh. Deci nu mă gândisem, am fost forțată de, de situație. Iar eu, dacă iau exemplul meu, Mă consider o profesionistă desăvârșită încă de, de la începuturile mele, și nu. Deci, eu nu am chiulit niciodată de la antrenamente, nu am furat, nu, am, tot ce mi-am dorit să fac, am făcut pentru mine. Am știut că dacă alerg mai mult, alerg pentru mine. Dacă mă antrenez mai mult, tot ce fac, fac pentru mine. Hai să ne întoarcem un pic la un moment mai trist, la momentul accidentării. Am citit uh, câteva interviuri, cred că în vreo două spui cu foarte mare eleganță, cu foarte mare discreție, povestești ce s-a întâmplat, dar spui, am rămas singură. Clubul nu a fost alături de mine, ar trebui să mă descurc singură. Cum adică trebuie să te descurci singură? Da, păi trebuie să vă povestesc așa puțin de la început ca să, ca să înțelegeți cu clar situația, pentru că eu am mers la Râmnicu Vulcea în 2009. În sezonul 2009-2010, noi am jucat finala Ligii Campionilor, da. a fost practic cel mai bun sezon pentru o pentru echipă din România, în fine. După șase luni la Campionatul European din Danemarca, în anul 2010, am participat cu echipa națională și am câștigat medalia de bronz. Eu aveam probleme la umăr, poate din 2008, începuse să, să am dureri, în fine. După acel campionat aveam dureri foarte mari la umăr, în fine a venit luna ianuarie, am fost declarată pentru prima oară cea mai bună jucătoare da. a lumii, am semnat prelungirea contractului cu Olchim, jucam în continuare, mă antrenam și la un moment dat ei au schimbat antrenorul și au adus-o pe Andersen. Ania... Și ai spus, Ania Anderson a fost tot timpul până la capăt alături de mine. Și asta ai mai spus într-un exact. interviu. Exact, Da, mi-aduc aminte că tot trimitea SMS-uri să merg să la Copenhaga, unde era ea antrenoare atunci. În fine, nu am vrut să plec. Să spune că e vorba despre o foarte mare jucătoare și antrenoare. Da? Exact. Poate cea mai mare din, din istorie. Și cum a venit la echipă... Am început să discutăm, bineînțeles, m-a întrebat cum e umărul, cum mă simt, pentru că știa că am probleme și am zis atunci, eram așa într-un moment în care, într-adevăr, aveam probleme foarte mari și am zis că mă doare foarte tare. Și ea mi-a zis, ok, n-ai vrea să investigăm, să faci niște remeneuri, să te vadă niște medici și am zis, ba da. Și la un moment dat, ea mi-a zis, uh, mie mi-e foarte greu să te bag în teren când știu că pe tine te doare umărul și cu asemenea dureri. Eu ca antrenor nu pot să fac mm. lucrul ăsta. Și eu am zis ok Ania stai un pic. Uh, uh, tu nu înțelegi cum stau lucrurile în România nu e chiar atât de simplu. Eu abia am sunat prelungirea uh, contractului. Uh, suntem în mijlocul competiției. Hai să vedem poate pot să fac și alte lucruri și să joc în continuare. Până la urmă am oprit din activitate. Uh, și, deși mulți au spus că ea mi-a zis să fac lucrul ăsta, ea niciodată nu avea cum să iau o decizie în numele meu, eu am luat acea decizie singură, m-am oprit din activitate și am vrut să, să investighez ce se întâmplă cu umărul meu, pentru că uh, m-am gândit așa, am 22 de ani. Uh, dacă cumva trebuie operație, mai bine o fac acum decât să o fac pe la nu știu, 27-28 și, practic, să-mi închei cariera, pentru că uh, operațiile la umăr sunt foarte complicate și auzeam tot felul de povești și inclusiv exemple din România uh -huh. de jucătoare care nu și-au mai revenit. Uh, ba chiar s-au lăsat de handbal după operația la umăr. Și m-am oprit, uh, practic, în mijlocul sezonului, prin luna martie. Între timp, uh, Ania a plecat de la echipă. Iar apoi, uh, antrenorii care au venit atunci, uh, mi-au zis direct, acum o să joci, nu? Și am zis, nu, stați puțin, că nu o să joc. Decizia asta am luat-o pentru că eu am probleme foarte grave la umăr, nu că mi-a spus Ania, oprește-te și a plecat Ania și acum încep să joc. Și, în fine, atunci a intervenit domnul Țiriac, m-a sunat și mi-a spus că, nu știu, cunoaște o persoană în Austria care făcea un fel de preso-punctură, dacă vreau să încerc, și am zis, da, vreau să încerc, pentru că totuși n-aș vrea să mă operez. Și m-am, mă rog, am încercat tratamentul acela, am stat, cred că vreo șase săptămâni sau opt, în afara terenului, fără niciun fel de, de antrenament de handbal. Nu, nu a mers, pentru că afecțiunea pe care aveam în număr era mult mai gravă și nu se putea repara cu așa ceva. După care am ajutat final de sezon, Uh, eram așa oarecum pierdută, nu știam ce să mai fac Aveam foarte multe păreri, clubul mă presa foarte tare Medicii clubului spuneau că eu pot să joc în continuare Eu cred că și ei presați de club, nu că asta ar fi fost părerea lor adevărată uh -huh. Și m-am stat la un moment dat așa, mi-am că eram acasă și zic Doamne, ce să fac? Încotro apuc, nu știam ce să mai fac și a venit al doilea telefon, tot de la domnul Țiriag, care mi-a spus, Cristina, uite, Șarapova s-a operat în America la doctorul ăsta. După șase săptămâni a început să arunce cu mingea de tenis, nu vrei să încerci și tu? Și direct i-am spus, ba da, vreau să să merg la control să vedem ce spune. Am mai făcut un remene și acolo. În state unde? În New York. Uh -huh. Și o, am primit o veste la care nu mă așteptam. Doctorul din America mi-a spus că am o gaură, practic, în număr, în un cartilaj. Că el a mai întâlnit astfel de afecțiuni la jucătorii de, de baseball, uh -huh. și mi-au arătat oamenii pe o poze 3D exact cum arată și ce se întâmplă acolo. Și mi-a explicat, ok, trebuie să te, ar trebui să te operezi, trebuie să facem acolo, să facem niște microfracturi, mă rog, prin care să sângereze acolo, să se formeze un fel de țesut care să țină loc de cartilaj, dar care în orice caz niciodată nu va mai fi ca și cartilajul original. Și am zis ok, mi-a spus că e cel puțin un an de pauză și că probabil și când o să mă apuc, reapuc de handball o să am în continuare dureri. Am stat așa o zi, Ani a venit între timp în America cu mine pentru că nimeni dintre apropiații mei nu avea viză în acel mm -hmm. moment, iar eu am luat-o în regim de urgență și nu n-a nu, reușit Foarte nimeni să facă de asta, lucrul ăsta. Și, bineînțeles, nu mi-a spus nimic, mi-a zis, e decizia ta, gândește-te. Mă rog, am plecat la hotel, am stat câteva ore, am vorbit și eu acasă cu toți ai mei și am zis, ok, oricum mă operez pentru că am ajuns într-o situație critică în care nu știu ce să mai fac. Și l-am sunat pe doctor, i-am spus că vreau să mă operez și m-am operat. te ai plătit singur operația asta? Operația plus uh, drumurile care au urmat apoi în, în state și tratamentele, nu mi le-am plătit singură, dar... Uh, op Mare parte din ele mi le-am plătit singură pentru că clubul mea de decontat la un moment dat niște bani. Am primit o, o sumă de bani și de la federația Română mm. de handbal, însă vă imaginați că drumul în America și uh, controlele pe care le făceam acolo erau foarte scumpe. Adică foarte scumpe, iar clubul mă presa să fac remene de fierată când mergeam în America. Asta se întâmpla la 6-8 săptămâni, mm -hmm. când mergeam la control, iar uh, un remene era 2500 de, de dolari. Uh, bani pe care urmau să mi deconteze, dar uh, nu mi-au mai decontat. Mă rog, după aia clubul a intrat în faliment, nu da. mi-am luat nici ultimele luni de salariu, dar apoi banii de pe, de pe recuperare. Deci, uh, dar oricum. Uh, toți banii pe care i-am investit atunci, i-am investit cu mare drag pentru că i-am investit în mine și îmi doream să să mă fac bine și nimic mai mult, mm. deci nu. La Podgorica, condițiile în care trăiai Seamănă în vreun fel sau altul cu ce povestesc fotbaliștii care pleacă la, la cluburi în străinătate? Fotbaliștii care spun: Clubul îți dă de toate, ai la dispoziție psiholog, ai la dispoziție consilier, locuiești în condiții decente, singura preocupare trebuie să fie sportul. Seamănă în vreun fel experiența ta? Da, la un oarecare nivel, adică nu putem să comparăm fotbalul. De acord. Pentru că fotbalul, practic, la orice club din străinătate. E mult mai bine plătit, condițiile sunt uh -huh. mult mai bune decât la o echipă de handbal. dar da, am avut parte de tot ce, ce era necesar în Muntenegru și, într-adevăr, singura grijă pe care o aveam era handbalul. Și orice problemă de orice fel aveam, puteam să, să vorbesc la club și, și mă ajutau cu mare drag. Adică... Simțeai că e un mecanism care funcționează acolo? Era ceva care funcționa așa cum îți doreai? Da, legat de, de exemplu, de medicul echipei, am trăit experiențe în România și inclusiv la, la echipa națională în care mergeai să-i spui medicului echipei, domne, nu știu, mă doare piciorul sau mă doare mm -hmm. mâna, vorbește cu antrenorul, nu mă pot antrena azi și se codea așa oarecum și era frică, practic, să-i să spună antrenorului că o jucătoare are o problemă și nu se poate antrena. Iar chestia asta în Muntenegru era literă de lege. Adică, dacă eu mergeam la fizioterapeut și spuneam, mă doare Glezna, uh -huh. el el lua acea decizie și îmi spunea, ok, de multe ori eu vă ziceam, nu, nu, că pot să mă antrenez, n-are nimic, că mă doare puțin, nu contează, pot și el zicea, nu, 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 două zile de pauză, eu mă duc și îi spun acum antrenorul și era literă de lege. Adică, antrenorul nici măcar nu se gândea să spună, păi, dar nu poate totuși să se antreneze azi? Nu. Vezi deci, ce e interesant? La noi te gândești că dacă investești pe cineva cu încredere și cu respect, e o dovadă de slăbiciune. În alte culturi, în alte spații, fără să spunem că noi suntem mai proști și alții sunt mai deștepți. Doamne ferește! Dar în alte spații, parcă totuși respectul și considerația dau rezultate mai bune. Da, probabil că e și educația, nu? Și sistemul în care au trăit. Dar oricum... Adică că nu aș vrea chiar așa să arunc un noroi în tot de acord. ce se întâmplă în de România, acord. pentru că în ultimii ani lucrurile s-au schimbat foarte, uh -huh. foarte mult și consider că suntem pe, pe un drum Uite bun. Uite la CSM unde ești acum. Seamănă cu ceva atmosfera și mecanismul uh, de la uh, echipa de la Podgorița? Da, seamănă, seamănă foarte mult pentru că Orice problemă avem, dacă avem o problemă medicală, avem medic, avem o clinică unde mergem să facem recuperare fără niciun fel de problemă, în secunda doi lucrul acesta se rezolvă. Deci nu avem un antrenor care are foarte mare încredere în noi, care ne dă foarte mult uh, uh, timp liber și uh -huh. foarte multă responsabilitate și are încredere că facem acele antrenamente, iar lucrul ăsta este foarte important, respectul ăsta și sinceritatea sunt foarte importante. Cristina, unii spun așa, unii spun că poți și trebuie să faci orice în țara asta ca să susții diferite teritorii de activitate, cum ar fi și sportul, că trebuie făcute eforturi din bani publici și așa mai departe. Alții spun așa, nu e ok să plătești din bani publici o echipă de handbal cu jucătoare din străinătate și așa mai departe. Banul public e pentru altceva. Te gândești la faptul că joci la o echipă. Care se alimentează din bani publici? Nu, nu m-am gândit la lucrul acesta, pentru că eu am venit cu sufletul deschis de în România. Uh -huh. Cât am jucat în Muntenegru, am primit sute de mesaje în care oamenii din România mă, mă rugau să mă întorc în țară, să joc pentru o echipă românească. Eu cred că problema nu e neapărat a noastră, a jucătoarelor din România, ci mai mult a jucătoarelor din străinătate. Pentru că, eu așa cred și cred că mai mult așa ar trebui să fie, oamenii se gândesc, ok, noi plătim uh, niște jucătoare care nici măcar nu stau ale noastre. Însă, și sunt multe jucătoare din alte țări la CSM. Și nu numai la CSM. Uh -huh. Să știți că oh, am fost surprinsă să aflu că numărul jucătoarelor, jucătorilor, de fapt, din străinătate în, în momentul de față, în România, doar în handbal este extrem de mare. Dar, Crezi că e un lucru bun? Ca și performanță de club, da, este, este un lucru bun. Pentru că, dacă ne uităm în, în, și în străinătate, toate echipele mari uh, care se luptă la câștigarea Ligii Campionilor au foarte multe jucătoare din străinătate. Dacă ne gândim la echipa națională, nu este chiar un lucru foarte bun, pentru că. Uh, jucătoarele din România joacă mai puțin uh -huh. sau deloc, și apoi sunt selecționate la, la echipa națională, și se, se simte lipsa meciurilor. Adică e, e imposibil să, să nu se simtă lucrul uh -huh. acesta. Da, tot timpul, și noi am fost foarte mândri de, de acea performanță realizată cu Olchimul pentru că aveam două jucătoare din uh -huh. străinătate care erau importante, dar să spunem nu cele mai importante. Deci nu fără de care nu se putea juca handbal Și am fost foarte mândri pentru că într-un într an în care oricine putea chiar să câștige Liga Campionilor Acea performanță uh -huh. foarte, foarte mare s-a realizat cu o jucătoare din România Cristina, am observat un lucru Ai un consilier de imagine, ai niște oameni care se ocupă de imaginea ta publică De ce ai făcut lucrul ăsta? Practic nu m-am gândit eu, el a luat legătura cu mine uh -huh. și mă bucur că a făcut-o și sunt convinsă că aveam nevoie de lucrul ăsta de mai mult timp, însă cred că nu am știut pur și simplu în ce direcție să merg și cum să, să găsesc pe cineva, plus că e foarte greu pentru că e vorba de încredere. Eu am și un manager care se ocupă de, de contractele mele, cu care lucrez de, de mai mult timp, dar... În ceea ce privește imaginea mea, marketingul nu. Și îmi pare rău că nu, nu am avut pe cineva care să se ocupe de, de treaba asta de mai mult timp, însă el există începând cu, cu anul ăsta și e mult mai simplu. Adică eu am fost așa o persoană mai introvertită și nu prea îmi plăcea să ies în presă. Și lucrul ăsta sunt convinsă că nu m-a ajutat uh, de-a lungul anilor. Pe cine crezi că o să cadă presiunea dacă rezultatele de la CSM nu sunt unele grozave. Pe jucătoarele din străinătate sau pe românce? Pe românce și în mod special pe mine. Și știu lucrul acesta este un lucru pe care Te l -am, gândești la asta? pe care mi l-am asumat mm. când uh, am semnat contractul cu CSM. Uh, din păcate, noi în România nu înțelegem OK. Eu am fost declarată de trei ori cea mai bună jucătoare a lumii, dar exact cum v-am spus mai devreme, o echipă, indiferent ce jucătoare bună are, dacă nu reușește să joace ca, ca o echipă, atunci nu, nu are cum să, să facă performanță. Evident. Și eu am venit la CSM pentru că îmi doresc să uh, pun tot ce am mai bun în slujba unei echipe românești. Cu siguranță că vor fi meciuri în care nu, nu o să reușesc să joc bine sau, nu știu, pentru că nu sunt robot, uh -huh. dar sunt niște lucruri pe care mi le-am asumat, niște lucruri la care mă aștept. Uh -huh. uh, deja îmi dau seama din meciurile foarte ușoare pe care le avem, oamenii mă strigă tot timpul din tribună, își doresc să înscriu scriu cât mai multe goluri. Uh, eu înțeleg și pe ei, Ești dar... Ești atentă la lucrurile astea? Uh, nu, în general nu, dar când sunt foarte aproape de public mm -hmm. sunt niște lucruri pe care nu le pot controla pentru că îi aud, dar în mod normal nu mă concentrez la, la ce am de făcut pe teren, pentru mine e foarte important ca echipa să câștige, indiferent dacă eu am o zi mai proastă sunt sigură că eu pot face foarte multe lucruri mm -hmm. pentru colegele mele pentru mine asta e foarte important nu neapărat să înscriu scriu 10 goluri și echipa noastră să piardă pentru că nu, nu asta e ideea Cristina, la un moment dat, vorbesc acum de echipa națională, când vă adunați în cerc, înainte de meci, ce ziceți acolo? Că era ceva care se termina pentru România, nu? Sau cu România, sau așa ceva? Greșesc uh, eu? Depinde. La un moment dat aveam așa un strigăt de luptă când am avut acea ședință de care vă povesteam și am hotărât că o să jucăm pentru noi. Și era practic strigătul nostru de, de luptă pentru cine jucăm noi, pentru noi. Nu era o supărare cu presa. Uh, nu am auzit s-a vorbit la un moment dat despre da. faptul că erau supărate pe presă nu. și au zis ia hai să lăsăm lumea asta pentru cine? Jucăm pentru noi nu, nu și nu știu presa a speculat într-un uh -huh, fel lucrul uh -huh. acesta și spunea că ok, dar fetele se joacă pentru ele dar ele sunt la naționala României nu, acel pentru noi însemna de fapt uh, pentru toți apropiații noștri uh -huh. și până la urmă pentru toți fanii noștri și pentru toată țara dar noi așa am, am uh, făcut așa într-o formulă scurtă care să și rimeze într-un fel și care o, pe noi ne motiva foarte tare. Dar asta nu însemna că noi jucam doar pentru noi, nu știu, 16 jucătoare. Nu, jucam pentru Christina, România. Cristina, că asta mai contează câtă vreme un meci se câștigă? Dacă ești groaznic de frustrat de o înfrângere, stai și analizezi fiecare geană din ochii Cristinei Neagu, fiecare gest pe care îl face o jucătoare. Dacă s-a câștigat, Crezi că mai interesează pe cineva să analizeze de ce au strigat fetele astea pentru noi? Păi n-ar trebui, nu? Pe noi nu ne interesa asta cu siguranță. Noi ne doream să câștigăm, am avut un parcurs senzațional și eram foarte fericite. Pentru noi asta nu era important, că presa a speculat așa, într-un fel, uh -huh. mă rog. Ce o să faci după Hambal? Te-ai gândit? Uh, mă gândesc, vă dați seama că mă gândesc, nu m-am hotărât uh, deocamdată, uh, inclusiv cu acest consilier de imagine. Uh -huh. Încercăm ceva și pentru viitor. Cred că mi-ar fi foarte simplu să rămân în domeniu, pentru că am o relație foarte bună cu cei de la Federația Europeană și Internațională, deci nu neapărat uh, Federația Română de Handbal. Uh, sunt mai multe idei, așa, pe care le am. Să văd exact în anii ce urmează ce, ce se Simți întâmplă. Simți chemarea antrenoratului? Ai face lucrul ăsta? Eu am spus că nu. Dar uh, despre asta e vorba, că nu știu exact. Poate, nu știu, când o să vină momentul să mă las și poate nu o să-mi doresc acel lucru, dar așa cum am spus, o să vină și... Va fi probabil din cauza problemelor mm. medicale? Nu poate, asta, da, poate mm -hmm. o să mă gândesc, ok, de ce să nu fac asta? Mai ales că am acumulat foarte multă experiență, știu oarecum cam ce trebuie făcut și ce nu trebuie făcut, pentru că am mm. avut antrenori de la care am învățat și ce nu trebuie făcut, și eu, cred eu că ar fi un plus pentru, pentru handbalul românesc. E un sport dur handbalul. E mult mai dur decât pare. Hambalul feminin e un sport dur. E cu lovituri, e cu lovituri în zona feței, e cu lovituri în zona sânilor. E un sport dur. Trebuie să te și pregătești într-un fel anume pentru duritățile alea. Cum faci? Cum faceți? Da, într-adevăr. Așa a devenit și mai dur în ultimii ani, se joacă așa mult mai fizic. Revenim la pregătirea mentală. Pentru că de fiecare dată când Intri 100% la, la un duel cu o jucătoare adversă, da. riscul de accentare este mult mai mic. Trebuie să-mi explici asta, nu înțeleg. Cum adică? Da, adică dacă eu vreau să fac o depășire, de exemplu, la. și știu pentru că asta se întâmplă împotriva mea, se joacă foarte, foarte dur, o fac la un nivel maxim. Pentru că dacă stau să mă gândesc, ok, poate mă lovește acum sau atunci... Adică a... te duci în ea, cum ar Da, mă duc tare, 100% mm -hmm. și ne ciognim. Pentru că dacă o las așa mai moale și mă gândesc că nu vreau să mă accidentez, atunci se întâmplă de fapt accidentările pe o lip, oarecare lipsă de concentrare, ceea ce nu, în cazul meu nu există, pentru că știu și mă aștept de fiecare dată um, să se joace foarte dur la mine și așa se și întâmplă, pentru că mă simt foarte bătută după majoritatea uh -huh. meciurilor, așa uh -huh. că concentrarea mea e la nivel maxim. În momentul în care există contactul la fizic, te gândești la faptul că una dintre cele două adversare trebuie să ia africa celeilalte? Și să spui, dacă sunt dură, îmi ia frica? Te gândești la lucrul ăsta? Da, mă gândesc și se întâmplă să știți uh -huh. de multe ori lucrul ăsta și îl fac și eu de multe ori când joc în apărare. Nu neapărat să lovesc intenționat pentru că nu. Eu cred că sunt o jucătoare cu foarte mult fair play. Uh, dar, într-adevăr, sunt multe jucătoare adverse care nu se mai apropie, practic, uh -huh. de tine dacă le timorezi. Joci... Exact, le uh -huh. timorezi dacă joci uh -huh. foarte dur împotriva lor de la începutul meciului. În juri printre dinți? Uh, da. <laughs> Și nu e tocmai ceva de care sunt mândră, dar. Uh, se întâmplă lucruri. Se, uh -huh. se întâmplă, se întâmplă de că nu de ești care face lucrul ăsta. Uh, nu știu, dar la mine se întâmplă și am fost și surprinsă de, de multe ori de camerele de luat vederi da. și repet, nu e un lucru de, de care sunt mândră și cred că e ceva pe care trebuie să stăpânesc. Dar, mă rog, e un fel al meu de a mă elibera în anumite situații din, din meci și da, din păcate uh -huh. o fac destul de des. Cristina, uh, o ultimă problemă și e o problemă care sunt sigur că te preocupă și pe tine pare uneori că treaba asta cu sportul, uneori pare o chestie foarte serioasă. Alteori, când te uiți la alți sportivi, pare un lucru destul de frivol. Performanța mare e un lucru care ne preocupă pe toți. Faptul că uneori suntem foarte frustrați în țara asta și nemulțumiți de o groază de lucruri, ne face pe mulți dintre noi să proiectăm toate necazurile noastre pe sportivi. Și să avem în ei ultima speranță. E ca și când sportivii ne-ar salva demnitatea, pe care de multe ori ne-o călcăm singuri în picioare. Dar asta e o altă discuție. Te gândești la modelul de sportiv pe care vrei să-l întruchipezi? Te preocupă lucrul ăsta? Te gândești la relația ta cu societatea în care trăiești? La modelul pe care vrei să-l dai? Da, normal că mă gândesc, pentru că încă de când eram copil. Uh, și mi-am fixat eu așa ca obiectiv să, fi, să fiu cea mai bună în ceea ce fac, mi-am dorit să fiu un model pentru copii. Și uh, exact cu chestia asta cu vorbit de urât pe teren, e o chestie care nu face cinste și n-aș vrea să o dau ca exemplu. Și încerc să fac anumite lucruri și să mă controlez în anumite situații pentru că vreau ca oamenii care mă privesc să mă privească ca pe un model și să. Uh, vadă niște lucruri bune și frumoase în mine. Pe de altă parte, așa cum a spus dumneavoastră, de multe ori așteptăm așa ca sportivii să salveze demnitatea uh -huh. acestei țări și de multe ori suntem foarte criticați dar uităm că uh, mulți nu au fost alături de noi în acest drum foarte greu pe care noi l-am parcurs să ajungem la un anumit nivel. Și apoi oamenii vin și spun... Păi, da, dar e sportivă de nivel uh, național, joacă pentru echipa României, trebuie să ne reprezinte cu, cu cinste. Oamenii trebuie să înțeleagă că noi facem de fiecare dată tot ce ne stăm în putință să reprezentăm România cu cinste. În primul rând, pentru noi, pentru prietenii noștri, pentru familiile noastre și, bineînțeles, pentru România. Uh, Ok, noi acceptăm și criticile, pentru că sunt lucruri pe care ți le asumi când ajungi la un anumit nivel în sportul pe care îl practici. Dar eu nu cred că suntem neapărat răspunzători pentru toate frustrările românilor din multe momente. Noi încercăm, ajungem la echipa națională. Ajungem pentru că avem o carieră în spate, avem niște ani în spate în care am muncit foarte mult, în care poate mulți nici nu au auzit de noi. Dar ajungând să joci pentru echipa da. națională a României, apar la televizor și oamenii zic, a, peste, a să joacă pentru echipa României, pe acum trebuie să câștige medale. Eu, în primul rând, îmi doresc. Să fac performanță pentru echipa României, pentru că doar eu știu prin ce am trecut în toți acești ani și cât de mult am muncit și cât de mult mi-am dorit să joc pentru echipa României și să îmi cânte imnul. Dar uneori cred că oamenii sunt pur și simplu prea duri cu noi, sportivii, și așteaptă prea multe lucruri și ne, ne fac răspunzători pentru niște frustrări ale lor. Oamenii trebuie să înțeleagă că. În primul rând, noi suntem cei care suferim cel mai mult când nu reușim performanțe cu echipa României. Noi. Chiar dacă nu arătăm, nu arătăm asta de multe ori la televizor, pentru că nu o să stăm în mijlocul terenului să plângem sau, nu știu, să ne dăm cu capul de sală că n-am reușit să facem o performanță, dar sunt lucruri pe care, uh, nu știu, care pe noi sportivi ne dor foarte tare. Și nu vrem să fim răspunzători pentru alte frustrări ale oamenilor pentru că suntem noi destul de frustrați când nu reușim să, să facem performanță. Cristina Neagu, mulțumesc foarte frumos, ținem pumnii, să ai și să aveți succes. Adică <laughs> mulțumesc. e un sport de echipă. Succes echipelor în care joci mulțumesc uh, și să ne vedem sănătoși. Sport! Mulțumesc, mulțumesc! Tuturor celor care sunt alături de garantat 100%, mulțumim frumos pentru încredere. Noapte bună!